Mulțumesc, George. George este doctor în turism și este o voce autorizată, de aceea l-am rugat să ne spună punctul de vedere al specialistului și mă bucur că a punctat foarte bine. Eu v-aș propune, înainte de a continua discuțiile, să vedem dacă noi în zonă avem potențial sau nu. Pentru că una din întrebările, din provocările mele, a fost, sau punctul de vedere a unor oameni din afara zonei noastre, legat de potențialul turistic al regiunii noastre, al zonei noastre. Și cu rugămintea noastră o să vă rog foarte scurt, colegii de la pupitru de acolo, da, o să te rog să dai câteva pasaje din punctele de vedere pe care noi le-am primit în urma festivalului de blues de la Dărmănești. Și Marius, tu ești anfitrion, da? Te rog. Primul punct de vedere este al lui Maico Doroja. Maico Doroja este acolo pe panou și vă rog să ascultați cu atenție. Deci când văd aici, am rămas absolut special. Oamenii sunt incredibili de drăguși și ospitalieri, iar o festivalul de la Dărmănești a adunat pe cei din un an. Am avut eu un concert de la care am plecat să-l cânt pe noi, dacă îmi trebuie să spun asta. Este toată pandemia, toată depresia care ne-a împărțit, a tapă la ușă, ne-a tras de mâine. Eu zic că s-am gata la treaba asta și o zanare să se caute. Am văzut oameni pe ei, da, cu sau masă, da, erau rezultate. Dar asta e doar o convenție. O convenție a zis pe care ea mă trece. Foarte rele trece. Și întotdeauna am luat la ceea ce sunt în condiția lor numai. Acum, dacă ai cum să spun un lucru, fericirea spectatorilor de care vorbeai, este ok, este normală, dar cred că extraordinar este fericirea acordatilor, pentru că publicul nu poate ajunge și de știu și așa mai departe, vă vede online. Dar conectarea asta cu publicul pe care o dorește artistul și fără de care nu poate fi creativ. Da, a fost un punct de vedere și Marius, te rog, da, te rog să mergem mai departe. A fost un punct de vedere al unui artiste de cursuri de plan național și nu numai. Însă aș vrea până se găsește punctul de vedere al lui Marcean Petrescu. Aș vrea să schimbăm un pic nota acestei întâlniri și să ne uităm în oglindă și să recunoaștem unde ne aflăm și care ne sunt concurenții. Pentru că dacă ne urcăm în mașină aici, în Dărmănești, în 2 ore suntem la Brașov. Și în 2 ore jumate suntem în nordul Moldovei. Ăștia ne sunt concurenții. Trebuie să știm cu cine avem de-a face și ce trebuie să facem. Ieri au apărut datele Institutului Național de Statistică care ne spun că ianuarie-iulie 2020 comparativ cu ianuarie-iulie 2019 înseamnă pentru turismul din România o scădere cu 44%. 44% însemnând cazare, masă, operatori pe orizontală. Deci unele domenii au avut foarte mult de suferit, însă altele au avut niște oportunități și s-au menținut pe linia de plutire, ba chiar au și crescut. Pandemia COVID-19 a arătat celor din domeniul ăsta că noua orientare a turistului este spre pensiuni mici, spre închiriere de vile chiar și spre zone de campare. În detrimentul marilor aglomerații,
Și cred că aceasta este și tendința pe care trebuie să o avem în vedere în perioada următoare pe Valea Trotușului. Dacă vrem să fim realiști cu noi și să ne uităm în oglindă și să recunoaștem, așa ne putem întâlni, să știți. Ne putem întâlni, ne putem gratula unii pe alții și să spunem ce frumoși și deștepți suntem noi. Nu că n-ar fi un adevăr. Dar cred că mult mai... Pe mine așa m-a învățat primarul de acolo de la masă, primarul din Dărmănești. Cred că întâi trebuie să vedem unde avem hibe și trebuie să corectăm hibele. Doar așa putem avansa. Vorbim despre Asociația Montpesa. E o asociație frumoasă, interesantă, care sper să crească. Vreau să vă spun că la acest moment nu există o cursă rutieră care să lege Moinești, Dărmănești, Târgu Ocna, Slănic Moldova. Ei, turiștii care sunt turiști montaniari, să le spun așa, sunt oameni care merg mult pe jos. Cum vor ajunge ei de la Moinești la Slănic Moldova? Mulți dintre ei nici nu știu, stăm prost la semnalizare. Avem niște stații de așteptare a microbuzelor închistate în trecut. Ele arată ca în 1940. Eu aș vrea să treceți prin Dărmănești împreună cu administrația locală din Dărmănești. Dezvoltăm un proiect și avem deja câteva stații montate în care turistul care vine primește câteva informații despre zonă, are o hartă în care știe unde se află, unde e cea mai apropiată unitate de cazare, unde e cea mai apropiată unitate unde poate servi masa și, evident, pentru cei care iubesc muntele, traseele turistice omologate. Acolo trebuie să găsească o priză, trebuie să găsească net. Suntem în 2020. Așa trebuie să arate dacă vrem să ne ridicăm la un anumit nivel. Am spus întotdeauna, dacă vom juca în divizia B și C, vom rămâne în divizia B și C. Dacă tindem către Liga Campionilor, trebuie să muncim foarte mult și este foarte mult de muncă. Și eu am fost invitat la povestea asta, eu vreau să-i spun o poveste pentru că să fie o poveste cu final fericit. Să vorbesc despre turismul festivalier. Ei bine, avem două exemple foarte importante în România. Unul se numește Antold și unul se numește Brezoi. Antold înseamnă 45 de milioane de euro care rămân în orașul Cluj-Napoca în fiecare an, datorită a 372.000 de turiști care au venit în 2019 din Argentina, Statele Unite, India, China și toată Europa. Se vorbea despre infrastructură. Stăm foarte prost la infrastructură. Și aici cred că domnul prefect poate să ajute enorm. În Moldova avem 3 aeroporturi mari și late. Iași, Suceava și Bacău. Ar trebui, eu sper ca Bacău, prin venirea celor de la Vizer, să crească numărul rutelor europene, pentru că, de exemplu, una dintre problemele cu care noi ne-am confruntat a fost aceea că artiștii din Norvegia nu aveau legătură spre Moldova. Deci din țările scandinave nu există rute spre Moldova și trebuia să-i aducem de la București. Asta înseamnă costuri de transport de un alt. Adică dacă tot suntem în Uniunea Europeană, măcar Europa să o acoperim prin cele 3 aeroporturi. Infrastructura rutieră, la fel. Sunt domenii care trebuie dezvoltate și împreună eu cred că putem să ajungem, poate nu în Liga Campionilor, dar măcar în UEFA să fim acolo. Festivalul de la Brezoi a pornit într-o localitate cu 7.000 de locuitori, cu câteva sute de spectatori, iar anul trecut au fost 10.000 de spectatori. Cu spectatori la fel, din Statele Unite, din toată Europa. Ei dezvoltă și sunt bucuros aici că avem și o agenție de turism. Agențiile de turism au un parteneriat cu cei de la Brezoi, în sensul că oferă pachete turistice, da? Adică poți să vii pe Valea Trotușului, să fii cazat
la un hotel sau la o pensiune din Dărmănești, din Slănic Moldova, din Târgu Ocna, da? Și să primești și un bilet la un festival sau la un raliu sau la știu eu ce, orice alt eveniment. Trebuie știut faptul că evenimentele de tip festival se adresează unui segment de la mijloc în sus. Și se spune că toate datele statistice spun că un turist festivalier, de exemplu, care îți vine într-o locație, dacă este mulțumit de ceea ce a primit, anul următor va aduce alți trei. Pentru că e o lume relativ mică, care e într-o continuă mișcare. Noi la prima ediție am avut spectatori veniți din Făgăraș, spectatori veniți din Brașov, spectatori veniți din Târgu Mureș și din Tulcea. Cu siguranță la Hanul ei își vor aduce prietenii. Cei care au venit acum au fost cei cu mult curaj, care au avut curaj în fața pandemiei COVID. Dar cred că am vorbit deja prea mult și aș vrea să-l ascultăm pe Marcian Petrescu. Despre târgul de produse, aș vrea să spun câteva cuvinte și despre asta, pentru că bunul nostru prieten Damian Pal nu a putut ajunge la această întâlnire, m-a rugat pe mine să îi suplinesc absența, dar el acolo unde este, lucrează pentru ceea ce va fi ediția de la anul. Pentru că nu ascund faptul că împreună cu domnul primar am avut o întrevedere
la câteva zile după ce s-a terminat evenimentul nostru și am început pregătirile pentru ediția următoare. Pentru că Damian are un proiect foarte frumos și foarte interesant care se numește Oamenii inspiră oameni. Și cred eu că producătorii de pe Valea Muntelui care fac aceste produse de excepție, aceste produse premium, ne-au inspirat și pe noi să aducem oameni de cultură de excepție. Și credeți-mă că nu a fost deloc simplu să organizezi ceea ce s-a întâmplat la Dărmănești la sfârșitul lui august. Și încă o dată vreau să aduc mulțumirile mele și autorității locale, dar mai ales celor de la jandarmi și celor de la ISU, care au fost alături de noi, care ne-au direcționat și care împreună cu noi au făcut posibil ca lucrurile să se desfășoare în condiții de siguranță sanitară și să nu avem absolut nicio problemă. Oamenii inspiră oameni și cred că aceasta ar trebui să fie deviza Asociației Mompesa, a celor de pe Valea Trotușului, împreună să ne ajutăm unii pe alții și să dezvoltăm zona asta, pentru că lăsând modestia la o parte, chiar avem ce să arătăm. Chiar avem ce să arătăm. Dar trebuie să o facem, din punctul meu de vedere, cu modestie și cu durabilitate. Adică ceea ce construim să fie durabil. Și dacă am pus o cărămidă, să o punem bine, să nu ne mai întoarcem și anul viitor la ea. Adică trebuie să dezvoltăm zone de campare, trebuie să dezvoltăm un anumit mod de abordare al celor din Horeca, pentru că între noi fie vorba o cazare bună și o mâncare bună, găsești cam oriunde în țară la momentul ăsta. Toată lumea a dezvoltat lucrul ăsta, dar trebuie să venim cu oferta specifică Văii Trotușului. Adică cei din domeniul Horeca să apeleze la producători atunci când își creează meniul, turistul care vine aici să primească o mâncare naturală, să primească o mâncare de la producătorii de pe Valea Trotușului și astfel împreună să putem să ne dezvoltăm și să creștem cu toții. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Marius! A fost o experiență recentă acest festival. Sigur, punctele de vedere a celor care și-au venit să intre și să ne transmită sunt clar favorabile și asta ne dă curaj și speranță că putem dezvolta turismul în zona noastră. Înainte de a da microfonul celorlalți colegi care doresc să vorbească, aș veni cu două propuneri. Vorbim de Mompesa. Noi suntem membri în Mompesa, autorități publice locale. Nu știu, poate pentru domnul Nănescu lansez o provocare dacă nu ar fi interesant să facă parte din Mompesa și primul privat, să zic așa, pentru că are expertiza necesară. Și eu cred că ar fi un mare plus ca ANATU să facă parte din organizația noastră, pentru că ar fi ca un ghid. Și a doua propunere, mă îndrept aici spre domnul prefect, cred că la întâlnirile noastre ar trebui să participe și reprezentanți de la instituțiile de învățământ superior de profil din județul Bacău, pentru că nu-mi doresc să înotăm într-o ceață densă, ci să avem, așa cum ne-a prezentat George Găman, doctor în turism, punctul dumnealui de vedere, să avem mai multe puncte de vedere ale specialiștilor din Bacău și, de ce nu, știu că la tema de licență sunt lansate niște provocări acolo, iar studenții, cel puțin din județul Bacău, ar fi ideal dacă ar face aceste teme de licență cu proiecte inspirate de pe, eu știu, Valea Trotușului, Mompesa, din județul Bacău și iată că în acest fel am putea să avem și niște studii de specialitate care să ne lămurească clar care sunt pașii pe care noi trebuie să-i parcurgem. Vă rog, cine dorește să mai... La mine,
Voi încercați să fiu cât mai scurt, cu toate că despre taberele din județul Bacău, cred că ne-ar lua o zi întreagă să discutăm evoluția lor de-a lungul timpului. Ce o să vă spun, că în prezent Direcția Județeană pentru Sport și Tineret administrează 5 tabere, din care, din păcate, datorită lipsei de finanțare și investițiilor majore în infrastructură de-a lungul timpului, au rămas doar 2 tabere funcționale și discutăm de Sălătruc și Valea Budului. Bănesc că cunoașteți foarte bine, nu mă refer la domn primar, tabăra de la Sălătruc. Ea a fost transformată în tabără după ce s-a terminat construcția barajului și, practic, clădirea care a fost organizare de șantier a trecut în domeniul taberelor. Ce pot să vă spun? Că de-a lungul timpului ne confruntăm cu o problemă legată de activarea tinerilor în taberele școlare de stat. În ultima vreme, și vă explic la ce mă refer, în ultima vreme au apărut taberele private care, datorită facilităților oferite, au reușit să atragă tinerii care veneau în taberele școlare să-i atragă în taberele private. Nu este un lucru rău, dar totodată acele tabere private nu oferă facilitățile reale ale unei tabere. Și atunci, scopul nostru, și după cum v-a spus și domnul prefect, mai devreme și-a dezvăluit surpriza plăcută care vreau să vă prezint, scopul nostru este să revitalizăm aceste tabere școlare și domnul director Ababe a reușit anul acesta să includă cele două tabere funcționare, atât Valea Budului și Sălătrucu, în proiectul de modernizare a acestora prin programul operațional de asistență tehnică 2014-2020. Inițial a fost vorba doar de tabăra Valea Budului, dar dumnealui a reușit să introducă și Sălătrucu și să fim eligibili pe fonduri europene pentru finanțare de 3 milioane de euro pentru fiecare tabără. Ceea ce ne va ajuta enorm, reușind să revitalizăm și nu numai să revitalizăm, dar să deschidem taberele și către alte domenii decât turismul școlar. Pentru că mai înainte mă uitam la prezentare și l-am văzut pe Valea Răcil acolo și mi-amintesc că în trecut am avut la Valea Budului un festival de folclor la care a participat și dumnealui. Taberele școlare pot oferi și această facilitate datorită structurilor, atât capacitate destul de mare de cazare, 100 și ceva de locuri, spre 200 de locuri, ca așa ne-am propus după realizarea investițiilor, și totodată având și o suprafață mare de teren în aer liber unde se pot organiza aceste tipuri de manifestări. De asemenea, că am spus mai devreme când m-am prezentat despre turismul sportiv, avem în vedere, în urma investițiilor, să construim în fiecare tabără și o bază sportivă în aer liber, cu vestiare și teren polivalent, astfel încât să atragem și sportivii care fac cantonamente și care în prezent își caută diverse locații nu neapărat propice pentru această activitate. De asemenea, nu știu dacă știți, noi avem și Hotelul Sport, care are sediu în Bacău și care în prezent găzduiește loturile olimpice de judo și de lupte. El nu este prins în momentul acesta în acest program de finanțare, dar avem în vedere dezvoltarea lui. Oricum, jumătate din hotel a fost modernizat și este la nivel de 3 stele, ca să
Chiar discutam dimineață cu domnul director și mi-a spus că Ministerul Tineretului și Sportului și-a propus ca în viitorul apropiat să clasifice atât taberele școlare cât și hotelul sport să fie introdus în circuitul turistic. Acesta este un lucru foarte bun, pentru că ne oferă oportunitatea de a atrage și turiști din exteriorul ariei noastre de activitate. Acum v-am spus, ar fi multe de discutat despre taberele școlare, o să mă opresc aici. Mulțumesc în primul rând prefecturii pentru sprijinul acordat. Știu că a fost o discuție între domnul director și domnul prefect vis-a-vis de tabăra Valea Uzului, care este o tabără extraordinară, dar din păcate a fost lăsată în paragină de-a lungul timpului din lipsa investițiilor. Se caută soluții pentru revitalizarea acestei tabere, astfel încât să o aducem la strălucirea anterioară care a avut-o. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, mi-am făcut și o adresă, Autoritatea Publică Locală din Drăgănești, am adresat, cred că, 2 ani în urmă, în 2018, Consiliului Județean și instituției prefectului de la vremea respectivă. Pentru a prelua tabăra de la Valea Uzului în administrarea orașului Dărmănești. Avem resurse financiare, suntem dispuși să investim în acel obiectiv, în așa fel încât, așa cum spuneați dumneavoastră, să revină la strălucirea de odinioară și poate chiar mai sus decât a fost. O să rog un pic și colegii primari și rog aici pe domnul Șilochi, pe domnul primar de la Măgirești și pe doamna viceprimar de la Dofteana, da? Punctul de vedere. S-au discutat astăzi aici probleme importante. Avem într-adevăr multe de făcut. Turiștii care vin la Târgu Ocna, Târgu Ocna fiind stațiune turistică de interes național și stațiune balneoclimatică, vin în sanatorul și după ce termină tratamentul, trebuie să le asigurăm o petrecere cât mai frumoasă a timpului liber. Și aici avem multe de făcut. S-au discutat probleme importante. Trebuie să avem, în primul rând, localitățile din Mompesa să poată fi vizitate, să asigurăm circuite, așa cum s-a spus aici, deplasarea turistului, să punem în valoare toate obiectivele pe care le avem în această zonă. Este bine să extindem Mompesa, să aducem cât mai mulți membri. Și celelalte localități de pe Valea Trotușului trebuie să vină alături de noi și sigur trebuie să aducem cât mai mulți agenți economici care au ca obiect de activitate turismul. Este într-adevăr un segment care merită dezvoltat. Târgu Ocna din 2002, de când este stațiune turistică, are bugetul de 20 de ori mai mare, se dezvoltă locurile de cazare, o colaborare cu mediul privat, am susținut întotdeauna și susținem mediul privat, numai împreună cu cei care lucrează în acest domeniu, putem să dezvoltăm activitățile din localitățile noastre și eu vă mulțumesc pentru faptul că înțelegeți acest lucru. Regret faptul că la Consiliul Județean avem o direcție specializată pe turism, dar nu s-a reușit până acum o colaborare bună. Sperăm ca pe viitor să fim sprijiniți și să putem dezvolta această zonă, pentru că noi putem dezvolta proiecte în bazinul Trotușului, având în vedere că Tazlăul și Oituzul sunt afluența ai Trotușului și proiectele pe bazin sunt agreate și finanțate de Uniunea Europeană. Gândiți-vă că orice proiect făcut în această zonă este un proiect care cuprinde 3 regiuni de dezvoltare, regiunea 7, Harghita-Covasna, regiunea 2, Vrancea, vărsarea Trotușului,
în Latjut și de asemenea regiunea 1. În aceste condiții cred că putem să gândim proiecte mari. Eu cred în acest proiect, sunt membru fondator și în viitor Monpesa va avea o dezvoltare bună, pentru că noi ne-am înființat mai greu, n-am ținut cont de culoare politică și, după cum observați, domnul prefect, suntem primari din toate partidele, niciodată nu am pus culoare politică înaintea dezvoltării localităților noastre și trebuie să se îndrepte și atenția conducerii județului spre Valea Muntelui, pentru că de aici pleacă bogățiile județului și apa și sarea și petrolul, și foarte greu am primit investiții. Urmăriți și dumneavoastră că cele mai mari investiții ale Consiliului Județean nu sunt în această zonă, sunt în alte zone. În județul Bacău există 3 stațiuni turistice, Târgu Ocna, Slănic și stațiunea de interes local Moineștiu, și cred că este bine ca să ne sprijiniți, pentru că sunt probleme care ne depășesc, așa cum se spunea și aici, problemele de infrastructură. Acestea trebuie să fie în atenția conducerii județului și investițiile făcute în această zonă vor fi benefice și pentru județ, pentru că turiștii, dacă vin, vin și cu bani care vor rămâne în județul nostru. Mulțumesc și sperăm să ne întâlnim împreună cât mai des și cu rezultate cât mai bune. Au nominalizate localitățile Moinești, Dărmănești, Târgu Ocna, Slănic, uitându-se probabil, omițând probabil, că între Târgu Ocna și Dărmănești există și comuna Dofteana. Ca reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Dofteana și implicit a tuturor cetățenilor comunei Dofteana, vă rog pe această cale ca participarea noastră în Monpesa să nu fie doar fizic, mai bine zis, scriptic pe hârtie, și să ne considerați și pe noi o cutie a Pandorei care trebuie deschisă. Pentru că pe raza comunei Dofteana există câteva obiective turistice pe care vă invit în perioada următoare să le vizitați, sau poate le-ați vizitat. Nu uităm de parcul dendrologic, nu uităm de castelul Ghica, chiar dacă este în administrație privată, nu uităm de barometrul natural Ochiul Huitorii, nu uităm de rezervația Nemira din Dofteana până sus pe creastă, se fac o oră, o oră și jumătate, 18 km, un iubitor de munte poate parcurge fără niciun fel de problemă. Există trasee turistice foarte bine, se pot lega localitățile Oituz, avem cu izvorul Alb, cu Slănicul. Nu uităm de izvorul Ciunget, deci sunt locuri, sunt obiective turistice care merită descoperite, redescoperite de dumneavoastră, și vă rog, domnule președinte, să nu uitați de Dofteana ca membru în Monpesa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă viceprimar, să știți că de fiecare dată Monpesa discută la modul cel mai serios de Dofteana, pentru că sunt niște resurse extraordinare, așa cum le-ați elemenat și dumneavoastră. Monpesa, fără Dofteana, nu ar putea să existe și cred că colegii sunt în asentimentul meu. Vă rog, dacă da, am mai mult punct de vedere. Poate e greu să vorbesc. Suntem, sigur, foarte interesați să intrăm în această asociație, să ajutăm să fie cât mai vizibilă și de ce nu să venim cu idei, poate la chiar de la turiștii cu care avem contact în fiecare zi. Munca unui agent de turism este, implică automat și consultarea turiștilor și de multe ori știm, poate uneori mai bine decât ce își doresc ei să facă, dar fiind într-un județ ca Bacău, trebuie să ne știm în primul rând punctele forte. Cred că de aici putem pleca spre o promovare mai bună și spre o înlănțuire a festivalurilor sau evenimentelor, chiar și cele
chiar și turismul festivalier, de care a discutat colegul meu mai devreme, și să ne fixăm niște piloni de la care să pornim această promovare. Adică nu cred că ne putem bate cu zona Neamțului legat de mănăstiri. N-are rost. Nu putem să ne bate neapărat cu zona viticolă, ci să facem festivaluri de vin aici în județ. Și avem locații foarte frumoase. Sigur, nu neapărat numai festival de vin sau să fie doar o chestie de un concert sau două. Putem lega, de exemplu, avem stejarul de la Borzești, care are deja o poveste pe care nu mai trebuie să o creăm noi. Avem casa lui Enescu legat de festivalul de vin la Tăscan. Avem Palatul Ghica de la Dofteana sau Palatul Știrbei de aici din Dărmănești, pe care le putem înflori cu feluri de festivaluri, nu știu, degustări de vin, gastronomic ne putem lega, pentru că avem aici în zonă feluri de bucăți tradiționale pe care le-am gustat și în Slănii Moldova când am fost. Chiar legat de Slănii Moldova, acum 3 duminici, cred că am avut prima oară o panică și a doua oară o bucurie când am intrat. Erau mașinile înlănțuite de la intrare până după restaurant Cascada, nu vreau să fac reclamă, dar asta era punctul de reper. Deci e o bucurie că vin turiștii și este plin și vin banii în localitățile, practic asta ne interesează și prin această asociație, să dezvoltăm turismul și comunitățile locale să aibă de câștigat. Și a doua chestie e că ar trebui făcută totuși o parcare mai mare, că și în Slănii Moldova. Ne putem lega foarte, foarte bine și de traseele montane. Avem un județul Bacău, ghii specializați montani pe care ar trebui să-i punem la treabă. Avem pârtea de la Nemira care ar trebui promovată cât puțin mai vizibil. Nu știu exact investițiile care sunt făcute, dar să nu depinde neapărat numai dacă ninge sau nu ninge afară. Știu că sunt făcute, practic, sunt două tunuri care funcționau sau nu funcționau. Dar și legat de evenimente, cred că putem să fim mult mai vizibili și să întrebăm, dacă mă duc în țară, să întreb un simplu cetățean dacă a auzit de Palatul Știrbei sau de Casa Tescani, să știe unde este. Asta cred că este cea mai important. Și în primul rând trebuie să fim vizibili pentru cetățenii români, turiștii români, până să ne gândim la alte povești cu incoming-ul. Deși și aici este o discuție, pentru că se dezvoltă foarte bine aeroportul din Bacău și județul Bacău, în general, a fost un nod feroviar de transport, orașe, târg, și trebuie să ne concentrăm foarte mult pe aceste festivaluri sau evenimente pe care le creăm, ca durata de ședere a unui turist în zona noastră să fie mai măricică de 2-3 zile. Ori acum, dacă vin probabil la Slănii Moldova, vin din satul mare, vin să stau la Slănii Moldova, nu știu dacă pot să stau o săptămână să zic că nu m-am plictisit sau că am venit doar să mă relaxez. Ori aici trebuie lucrat cel mai mult, ca, de exemplu, într-o zi, mă duc la Salina la Târgu, bun, acolo ce fac? Nu pot să stau numai la sare sau să respir aerul benefic. Pot să joc un ping-pong sau pot să joc un tenis sau pot să am afară un felurite ateliere meșteșugărești, cum am văzut la Sibiu, la muzeu la Sibiu, îmi scapă numele, la Astra, exact. Acela ar fi un exemplu foarte bun de ce am putea face noi, să ținem turistul să stea cât mai mult, să se întoarcă mai departe cu familia sau cu prietenii. Dar, sigur, ca orice început care este mai greu, ar trebui să ne legăm de lucrurile simple pe care le putem face și de o stație de autobuz care nu este pusă în funcțiune cum trebuie, de un panou în care poate fi fixat în stație de autobuz, nu trebuie să facem panouri la toate drumurile, să știe omul, te afli în Dărmănești, ce poți să faci? Poți să mergi la Palatul Șterbei, poți să mergi la Slănii Moldova, cât durează drumul, cu ce poți să ajungi? De aici trebuie să plecăm, dar lucrurile acestea simple care sunt foarte ușor de făcut. Da, mulțumesc. Da, vreau să mulțumesc gazdei de astăzi, domnule primar. Felicitări pentru localitatea pe care o conduceți. V-am spus că și la întâlnirea anterioară că v-am vizitat orașul și frumusețile și sunt surprins, schimbări, Doamne ajută, sunt cât lumea, deci nu știu de ce trebuie să facem zeci, sute de kilometri să vedem aceleași peisaje, aceleași atracții pe care le găsim și aici. Mă bucur foarte mult de inițiativa domnului prefect Sorina Elenei și din nou mă bucur pentru implicarea și a agențiilor de turism, a
Intertur și a celor care, într-adevăr, adică trebuie să facă conexiunea turist, unitatea administrativ teritorială și această conexiune o poate face o agenție de turism. Vă mulțumesc frumos și, și ne dorim succes, da? Mulțumesc, domnule primar. Dacă dorește cineva să... Vă rog, domnule. Da, sunt bucuros că am reușit să ajung asta și să am bucuria să vă întâlnesc cu dumneavoastră. Constat că chiar putem face echipă, că putem colabora în a promova destinația turistică Valea Muntelui, Valea Trotușului, cu Slănești și cu toate celelalte interesante obiective din Bacău. Mulțumesc pentru provocare și vă spun că voi fi membru asociației, sunt foarte interesat. Am în același timp rugămintea la dumneavoastră prin Alexandru, am lăsat și o carte de vizită. O să rog și prin domnul prefect să ajung, cred, ar fi bine o centralizare a persoanelor care au participat la această discuție cu e-mail și telefon de contact ca să putem continua mai departe dialogul nostru care aș vrea să se concretizeze chiar prin colaborări. În ce privește, că reprezint patronatul ANAT, dar în același timp sunt și managerul cele mai mari firme de turism din Bacău, am tot interesul să încep orice lucru cu Bacău și cu județul nostru. Ajutați-mă și o să vedeți că o să vă ajutăm și noi. Vă doresc succes și să treceți cu bine. Să trecem cu bine toți de nenorocirea asta de pandemie. Viața trebuie să meargă mai departe. Eu încurajez oamenii să călătorească, numai cei fricoși stau în casă, cei care văd viitorul vin prin Intertur. Mulțumesc foarte mult. Sunt și eu bucuros că suntem la finalul unui astfel de eveniment, dar țineți minte, atunci când am venit la Montesa, vorbim câteva săptămâni, am accentuat importanța asocierii între autoritățile publice locale și partenerilor din sectorul privat. Mă bucur că domnul primar a avut această inițiativă și a lansat invitația domnului Ionescu să organizeze alături de Montesa. Sper că acest lucru să fie doar începutul. Am fost puțin surprins când am înțeles că la nivelul Consiliului Județean nu s-a găsit o posibilitate de dialog mai accentuat cu dumneavoastră și promit că la o viitoare întâlnire o să facem demersuri și o să invităm autoritățile care vor fi atunci în poziție de conducere la Consiliul Județean să vină alături de dumneavoastră. Nu contează cine va ocupa scaunul de președinte din Consiliul Județean sau de primar. Important este ca tot ceea ce înseamnă turismul să meargă mai departe și eu sper că astăzi am reușit o lucru extraordinar. Să ne cunoaștem și în al treilea rând să stabilim o punte de dialog. Fiecare dintre noi are lucruri bune de spus, de asemenea a venit și cu anumite chestiuni care trebuie rezolvate. Sunt destul de multe, eu am notat câteva dintre ele. O parte dintre ele țin și de competența mea și sper să vă pot ajuta. Așa cum a spus, tot ceea ce ține de instituția prefectului, veți găsi înțelegere și vom face tot ceea ce ține de noi ca județul Bacău să fie cunoscut la nivel de țară și nu numai. Așa cum v-am mai spus și alte dăți, după ce se va termina perioada alegerilor din experiența celor electorale anterioare, după ce se termină alegerile și sunt instalate primari cu președinții de Consiliul Județean, de Consiliul Județean, Consiliile Locale și Consiliul Județean, vor veni și delegații ale ambasadelor de la principale țări care sunt reprezentate în România. Și atunci consider că va fi o oportunitate pentru noi să ne facem cunoscuți și să îi invităm proaspăt în noștri, să ne viziteze și să intre în contact cu ceea ce avem de oferit pe plan și partea și pe plan turistic. De asemenea, vreau să vă felicit și eu pe domnul primar Constantin Toma pentru ceea ce a făcut astăzi aici, felul în care a ajutat să organizeze această dezbatere. Ne-am dorit ca fiecare ramură ca sectorul turistic să fie reprezentată. Vă spun că am vorbit cu domnul Ioan Lucescu,
care este reprezentantul Ministerului în regiunea noastră, de fapt, este Ministerul Economiei și este departamentul de turism din cadrul Ministerului, care aici un reprezentant, nu am putut să vină, dar a promis că la viitoare întâlnit va fi și el prezent. Acest lucru ne încurajează. Asta înseamnă că nu suntem singuri și că împreună putem să facem lucruri importante. Într-adevăr, avem niște competitori foarte, foarte puternici în jurul nostru, trebuie să ținem cont de acest lucru. Dar cu toate acestea, eu cred mai mult în cooperare decât în competiție și cred că ar fi foarte frumos ca Bacăul să-și descopere o identitate turistică pe care să o putem promova. Avem aici pe domnul George Căman, care a venit și ne-a atras atenția asupra unui termen de specialitate. Mă bucur că a făcut acest lucru și, de asemenea, mă bucur și că a vorbit despre clusterele turistice și cred că ăsta este viitorul. Și pentru că am spus că tot ceea ce ține de instituția prefectului va fi promovat la nivel turistic, cel puțin, o să încercăm să stabilim legături și cu județele din jurul nostru. Este în interesul tuturor ca aceste lucruri să meargă înainte. Mă opresc aici, nu vreau să vorbesc foarte mult în timpul dumneavoastră. Este foarte mult de discutat despre turism și sper ca la o proximă întâlnire să mai descrucim câteva chestiuni legate de acest aspect. Și de aceea, închei să vă mulțumesc că ați venit alături de noi astăzi. Sper că ați aflat lucruri interesante și că vi s-au aprins tot felul de scântei în mințile dumneavoastră, așa fel încât să avem interes ca pe viitor să continuăm acest proiect. Îi mulțumesc domnului primar și îi dau microfonul pentru încheiere. Mulțumesc și eu, domnule Rodef. Mulțumesc dumneavoastră care astăzi ați fost alături de noi, pentru că mesajele pe care colegii mei le-au transmis aici, mă bucur tare mult că reușesc prin intermediul dumneavoastră să ajungă la cetățeanul de rând, la autoritățile care poate sau de la care așteptăm mai mult sprijin. Și așa cum spuneam la începutul discuției noastre, vom face o sinteză a ceea ce s-a discutat astăzi aici. Vom încerca să sintetizăm într-un document aceste propuneri, discuții. Sper ca instituția prefectului să fie alături de noi în continuare și, de ce nu, să stabilim, domnule prefect, împreună întâlniri periodice, nu știu, poate la 3 luni, la 5 luni, cum credeți dumneavoastră, să ne vedem, să avem un feedback a ceea ce am propus și ceea ce ne propunem de aici încolo. Din punctul meu de vedere, toată deschiderea, cred că dacă vom înțelege, mai ales noi cei care suntem în administrarea autorităților publice locale, în calitate de primari, vom înțelege că turismul reprezintă o oportunitate, cu siguranță vom aduce bunăstare în comunitățile noastre. Cele trei evenimente pe care le-am desfășurat la Dărmănești în luna august, în plină pandemie, să zic așa, când industria Horeca suferea, au adus la Dărmănești turiști, toate pensiunile noastre au fost pline, au fost cazați turiști și la pensiunile și hotelurile din jurul Dărmăneștiului. Vreau să vă spun că acei turiști s-au simțit bine la Dărmănești și ne-au spus că vor reveni în calitate de, poate, eu știu, simpli turiști sau de artiști sau de sportivi. Asta înseamnă că se poate, înseamnă că direcția pe care noi am ales-o de a investi și susține turismul este o direcție bună și sunt convins că, așa cum spuneam, va aduce bunăstare comunităților noastre. Vă mulțumesc, vă doresc succes și multă sănătate. Și noi vă mulțumim pentru că... Merge și o apă acum sau o cafea, ceva dacă mai e.